Stela n-a reușit să apere lovitura liberă primită în dragoste. După 6 ani de iubire, fostul portar al echipei naționale de fotbal se desparte de creatoarea de modă Mirela Popa. Cei doi și-au anunțat divorțul printr-un mesaj postat pe o rețea de socializare. Bogdan este la al doilea divorț, s-a despărțit în 2004 de femeia care l-a făcut tată. Este la al treilea eșec în amor pentru Bogdan Stela. Acum 10 ani, el a cerut în căsătorie pe Lili Sandu, însă cea pe care o numea atunci marea lui dragoste nu i-a devenit niciodată soție. Mirela și Bogdan au decis că e mai bine pentru amândoi să se întoarcă la viața de dinainte de căsătorie. Creatoarea de modă a fost cea care a decis să pună capăt zvonurilor legate de un posibil divorț printr-un mesaj pe care l-a postat pe o rețea de socializare. Am hotărât de comun acord, Bogdan și cu mine, să divorțăm după 6 ani de căsnicie. Nu a fost deloc o decizie ușoară. Ne despărțim ca prieteni și ne vom respecta pentru totdeauna. Ar fi depus deja actele la notar, așa că cel mai probabil divorțul se va pronunța luna viitoare. Repede și fără probleme, mai ales că cei doi nu au copii împreună. Bogdan este tatăl unui băiat de 13 ani din prima căsătorie și a spus în repetate rânduri că nu e pregătit pentru încă un copil. Bogdan și Mirela s-au căsătorit civil în 2008. După numai 8 luni de căsnicie, însă proaspăta doamnă Stela a depus cerere de divorț la tribunal. Viața mea personală și mă privește personal, care foarte rău. Deci vă rog frumos să nu mai urmăriți pentru că nu am nimic de declarat. Cei doi s-au împăcat după câteva luni. Gurile rele au spus atunci că infidelitatea lui Stela ar fi destrămat liniștea familiei. Bogdan ar fi fost fotografiat la Paris împreună cu Lili Sandu, femeia despre care spunea în 2004 că este dragostea vieții lui. I-am oferit un inel și am întrebat-o dacă dorește să fie soția mea. Lili a fost logodnică, dar nu și soție. 3 ani mai târziu, relația de prietenie pe care Bogdan o avea deja cu designerul vestimentar Mirela Popa s-a transformat în iubire. În 2010, cei doi s-au căsătorit religios în mare secret. Au ales să rămână discreți și în cazul divorțului care marchează în viața fostului portar de aur al naționalei, al treilea eșec în dragoste.